Slăviți să fie Domnul! Ne-am bucurat de cuvântul Domnului care ne-a fost citit în această frumoasă, de această rugăciune deosebită a Bisericii Primare, în care s-a rugat Domnului ca Domnul să dea îndrăzneală, putere ca să vestească cuvântul și Domnul să însoțească mărturia aceasta. Dimineața, stând, e așa frumos să stai pe bancă, am primit un cuvânt pe care o să nu vrea să-l dezvolt mai mult acum, dar așa în mare un pic o să vă spun că totuși am prilejul și ocazia aceasta și pare totul în această posibilitate. Vreau să vă duc la un text din Vechiul Testament, din 2 Împărați, capitolul 3. E chiar la început, când Elisei, prorocul Domnului, este în slujba Domnului, după ce Domnul răpește pe Ilie, după ce el vine în Ierihon, vine în zona aceea acolo, Domnul este cu el și se întâmplă un lucru aici, spune cuvântul că pe vremea lui Ahab, Moabul aveau așa că o datorie față ei, pentru că ei erau mai mari, tădea mereu un tribut împăratului lui Israel. Dar după moartea lui Ahab, în timpul fiului său Ioram, spune cuvântul că Moabul s-a răsculat împotriva lui Israel și n-a avut să plătească tributul și să rămână supuși Israelului. În timpul acesta Ioram, care era în proscripție, deci Ioram și cu Iosafat, împăratul lui Iuda, și împreună cu împăratul Domnului, se hotărăsc să facă această campanie ca să meargă împotriva Moabului. Vedem, ne spune cuvântul aici, că după 3 zile, spune cuvântul că ei au mers după 7 zile. Citesc câteva cuvinte aici. Împăratul Israel, împăratul lui Iuda și împăratul lui Domnului au plecat. Și după un drum de 7 zile, n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul Israel a zis, vai, Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să dea pe mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis, nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns, este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă în mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis, cuvântul Domnului este cu el. Împăratul Israel, Iosafat și împăratul Domnului s-au coborât la el, la prorocul Domnului, la Elisei. Vedem că în situația aceasta, împăratul lui Israel, care era departe de Domnul, nu avea mare speranță, spune că Domnul va pedepsi poporul, pentru că i-a dus acolo să se nimicească, și totuși Iosafat, împăratul lui Iuda, care avea o teamă sfântă de Domnul, era un om al lui Dumnezeu, totuși spune, nu este niciun proroc pe care să trimă pe Domnul și ajunge să meargă la Ilie, la Elisei. Și Elisei spune așa, Elisei a zis, viu este Domnul știrul, al cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Se referă la Ioram, împăratul lui Israel. Acum aduceți-mi un cântăresc cu harpa. Și pe când cânta cântărețul din harpă, mâna Domnului a fost peste Elisei. Și a zis, așa vorbește Domnul, faceți grob în valea aceasta, groapă lângă groapă. Căci așa vorbește Domnul, nu veți vrea vânt și nu veți vrea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Dar aceasta este puțin lucru de Domnului. El va da pe Moabul mâinile voastre, veți spărâma toate cetățile întărite și toate cetățile alese, veți tăia toți copacii cei buni, veți astupa toate izboarele de apă și veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune. Și dimineața, în clipa când s-a cea jertfa, iată că a venit apa de pe drumul Domnului și s-a umplut țara de apă. Este o istorie a vechiului Israel, al lui Iuda, și am vrea să luăm de aici cuvântul acesta, pe care ne spune cuvântul Domnului, prin Elisei. Faceți groapă lângă groapă. M-am gândit pentru că a fost îndemnarea aceasta, ca noi să fim la rugăciune săptămâna aceasta, înainte de Rusalii, haideți ca să facem lucrul acesta. Groapă lângă groapă. Să ne deschidem inima
și toți în unitate. Chiar dacă mai sunt probleme, uitați-vă, împăratul lui Israel nu avea speranță, nu avea nădejde. Dar împăratul Iuda, eu să vă spune, totuși e situația cum e, da, suntem aici, nu avem apă, nu-i speranță mare să rezolvăm lucrul acesta, că nu aveau surse de apă, acolo era pe drumul pustiu ale Domnului. Dar totuși spunea Iosafa, haideți să întrebăm pe Domnul. Noi, ca și popor al Domnului, avem o speranță, avem o nădejde, îl avem pe Dumnezeu. Cum spunea fratele Abia, noi nu suntem ca ceilalți. De ce? Pentru că Domnul s-a înturat de noi, ne-a chemat, ne-a dat o nădejde, o speranță. Lăsați-vă că poporul acesta avea o speranță, îl avem pe Domnul. Banca avea acolo pe prorocul Domnului, care a avut soluții. Lăsați seama, ce înseamnă asta să faci groapă lângă groapă într-un pustiu? Ce înseamnă să ne rugăm acum, când parcă nu e atâta, eu știu, dorințe de rugăciune? Ce înseamnă? Înseamnă, scumpii noștri, că Domnul poate să dea apă. Râul Duhului Sfânt poate să curgă, să umple inima mea și inima ta, inima noastră fiecăruia. Nu poate să deschide, dar noi suntem aceia să deschidem, să facem grob, să dorim ca Domnul să lucreze. Și Dumnezeu poate să facă lucruri deosebite, lucruri foarte mari. Deci, prea greu pentru Domnul? Nu este. Pentru că Dumnezeu e deasupra lucrurilor. Și asta va că mă bucur la Iosafat. Omul acesta spune, chiar dacă nici eu n-am o soluție, spunea, cam așa cum să spună Iosafat, chiar dacă nici eu nu știu cum s-ar putea rezolva lucrul acesta. Dar haideți să întrebăm pe Domnul. Hai să căutăm pe Domnul. Hai să căutăm o soluție la Domnul. El e minunat, copiii noștri. El poate să facă. Chiar unde nu e apă, poate să vină apa. Și spunea cuvântul. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, a venit apa. A venit apa. De unde? De la Domnul Dumnezeu nostru, slăvit să fie numele Domnului. De acel ce are resurse. Pentru că toate resursele sunt la El. El are, slăvit să fie numele Domnului. Scumpii noștri, are să deschide inima. Și să facem groapă lângă groapă. Și dacă o fi mai multe gropi, e atât de important. Dacă o fi toți uniți, dacă o fi mai mulți să fie la rugăciune, la părtășie, deschide inima, Domnul va umple scumpii noștri. Și atunci avem viață. Dar ce a fost pentru ei? Apa a fost scăparea pentru poporul acesta, pentru împărații aceștia. A fost sursa biruinței. În urmă, pentru faptul că Domnul dăruit apă, a fost acolo sursa biruinței. Și vedem cuvântul în continuare, arată cum ei au avut biruință. Dar dacă Domnul dea apă și nu era apă acolo, nu era izbăvire. Erau sortiți să piară în pustiul acela, pentru că erau cu animale, erau oameni mult. Ce înseamnă să ne-ai apă? Moarte sigură. Te-a dat să vă că Domnul e aceea ce aduce rezolvare. Și când o ascultăm de Domnul, și El se spune soluția. Foarte clar. Și soluția aceasta e pentru Iosafat. Nu era pentru Ioram. Nu era nici pentru împăratul lui Edom. Era pentru Iosafat. Iosafat a fost un împărat foarte bun, un împărat care l-a căutat pe Dumnezeu, dacă a făcut reforme deosebite, spune cuvântul, Iosafat a umblat chiar și în Israel. A avut curaj să meargă în nu numai Iuda, unde era împărat și Beniamin, ci a mers în tot Israelul, i-a chemat. Veniți la templu, veniți la sărbătoare, veniți să ne închinăm Domnului, veniți să stăm la Domnului, Domnului, veniți să-L slujim pe Dumnezeu. Acel șef a fost omul care a căutat lucrul acesta. Și pentru lucrul acesta, Domnul l-a avut în vedere și a dus o rezolvare. Scumpii noștri, haideți să facem chiar și o rugăciune, acum la final, la rugăciune, în care să rugăm Domnul ca Domnul să ne deschide inima și noi să ne deschidem și Domnul să ne umple, scumpii noștri, și Domnul să aducă apă, ploaia Duhului Sfânt peste noi, peste Biserica Domnului. Și El va schimba inima, va schimba viața, va schimba destinul nostru la fiecăruia și ne va da speranță, ne va da nădejde. Și cum spunea acest tânăr, frate de Abia, nu să binecuvânteze, poate să dea și la altul. Altul care nu are speranță. Trebuie să vine unul care are pe Domnul, care are cuvântul Domnului, care are Duhul Domnului și dă și la altul speranță. E și altul prins în lucrul acesta și se întoarce la Dumnezeu pentru că Domnul e minunat. Haideți să ne rugăm, picioare de rugăm, scopul acesta, Domnul să facă lucrurile.